Dintre toate comentariile, locul ăsta a fost cel mai recomandat. Hai să mergem la Taverna Ciolanului sau la Papa. Marghita, episodul 3. Ora am intrat la ei pe pagină, văd meniul zilei. Bob guiaș la felul 1, ciorbă de văcuță parcă varianta 2 și tocăniță de porc cu găluște și carbonara varianta 2. Îți dai seama că mor nimerit. Bob guiaș, tocăniță cu găluște, a mei sunteți. Doar că pe când am ajuns la ei nu mai aveau tocăniță decât carbonara la felul 2, așa că mi-am luat Bob guiaș cu carbonara. Mențiune, eu sunt adeptul carbonarei clasice cu sosul din gălbenuș de ou, cu pecorino, cu guanciale, dar vedem cum e și asta. Bine, am și salivat tot instant când am văzut video care l-au pus pe Facebook. În meniul zilei de marți la Papa, ciorbă țărănească de porc, babguiaș, paste carbonara, tocăniță de porc cu găluște și, bineînțeles, ciolanele de la Taverna Ciolanului. Meniul zilei la Papa este gata de servit. Prețul unui meniu zilei la Papa este de 25 de lei. Eu m-am luat și un cola. Începem, bineînțeles, cu Bob Goiașul, care pot să zic că arată tare bine. Și pe lângă că arată foarte bine și miroase foarte bine, hai că-s curios. Deci, din start, nu are gust de Bob Goiaș. Vorbesc serios. Stai, să nu fiu înțeles greșit. Nu în sensul negativ, în sensul bun. Adică, e foarte bun la gust. Îmi place foarte mult, dar nu are gust de Bob Goiaș. E ușor dulceag și, jur, parcă mă duce și un pic cu gust spre varză dulce, parcă, cred. Nu știu, dar e foarte bun. Și așa arată pastele carbonara. Ce n-am înțeles eu e de ce am mai primit salata de varză. Dacă nu am tocăniță, nu mi-e nici cu bobuia și nici cu pastele. Oricum, drăguț. Despre paste să ne înțelegem, nu-s bătut în cap. Adică dacă mie îmi place rețeta clasică de la carbonara, nu am nimic împotriva celor cu smântână de gătit. Dacă e bună la gust, pot să zic că e bună la gust. Dacă nu, acum, da. La Papa, să rămână pentru masă, Bob Goiașul ăla, fraților, foarte, foarte bun, cu bunul, mi-a plăcut foarte mult și mor de ciudă că nu a fost toc, n-am mai prins tocănița, frate, mor de ciudă. Ați văzut în video cum arăta, cum, mamă, deci plină de sos, îți convins că era top. Cât despre felul 2, cred că s-a văzut pe fața mea la pastele astea carbonara și o să mă limitez la a spune că au fost, a fost o porție de carbonara decentă. Deci, încă o dată, la Papa, să rămână pentru masă și, în stilul caracteristic, Răducu vă recomandă. Poftă bună!